Salut sunt Viper și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Hypixel Skyward. S-am revenit aici, vă vedeți, cu un nou clip în forță. Am zis eu că e timpul pentru un clip după ce au trecut gen 4 zile și n-am filmat nimica. Da, da, vă veți. zilele astea efectiv m-am chilat într-o anumită măsură pentru că știu că în seara asta o să ajung înapoi acasă și am zis că, frate, e nevoie de... un început minunat, un început extraordinar. Uite, asta se întâmplă când e o mică pauză de la Minecraft. În fine, lume, Bine m regăsit la un episod, o să jucăm astăzi ecologist pentru că targetul meu de anul ăsta este să fac level 250, ceea ce implică să facem uh, aproape în fiecare zi, pentru că deja am ratat 3 zile din an, să facem daily questurile și testurile astea și nu știu quest questuri sau testuri. cred că se numesc quest-uri de fapt, de ce nu știu cum se numesc, în fine. Gen, practic scopul nostru este să fim primii la mid cu orice preț, gen, aparent nimeni nu, nu se decide să dea cu bulgari. ceea ce este minunat. Vedeți, tocmai am făcut 3000 high pixel experience. Asta vedem că mm. Mm. Ok. Din păcate nici tipul ăsta n-avea armură. Dar avea speed. Ok, pot fac? Ciudat, n-am mai văzut speed pe normal mode de foarte mult timp. Și am aflat ieri că poți să te urci aici sus. Gen, mi s-a părut de wow. Eu niciodată nu știam și eu întotdeauna mă urcam gen... Wow, pantalones. Am, am avut și țintă la faza aia, numai că dacă avea 2 HP nu prea conta Dar da lume, efectiv am încercat să mai filmez clipul ăsta puțin mai mult Mult mai mult Și din păcate nu mai am filmările ca să vă arăt regiurile mele Pentru că le-am șters Pentru că viața cu 300 de giga este viața cu 300 de giga gen, Nu pot să păstrez nimic În filme. este primul clip din 2021 O să ajungem acasă mâine Gen în, în seara asta Gen în seara de 4 Dimineața de 5 o să ajung acasă o să fie efectiv șmecherie pe felie și am zis bă că gen anul ăsta frate, anul ăsta va fi, vreau să fac 1000 de abonați, gen ăsta este efectiv targetul meu, vreau să fac level 250 pe high pixel și am câștigat și Trebuia neafara să zic asta. Și o mie de abonați. Deci ca să facem asta, vă vezi, mă gândeam să încerc să fac niște live-uri acasă, așa că poate și voi cred că o să vă placă pentru că mi-a mai zis lumea. Nu, 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 de ce nu dau raș? Mi-a mai zis lumea să fac live-uri. Și eu ziceam că nu, că eu nu fac live-uri, că mie nu -mi plac live-urile, că nu țin în timp, dar mă gândeam frate că ar fi așa interesant să fac să încerc să scot niște live-uri și aparent am concurență la ecologisme. Oho, uh -uh, he, -he boy, am obținut XP-ul și aparent am obținut și armura. Eu să vreau să merg Tipul ăsta arată parcă mă bate. What? E zboară. Asta se întâmplă, că ne, ne, ne de lasat vibes. Ok. What? Ok, nu. Ok, sperăm că nu ne-am luat bani, că am crezut că watchdog e un jucător nu știu ce skin aveai, dar da vă vezi, ne-am pus fucking skin, vă vezi, de zilele astea m-am uitat din nou la, mă din nou, m-am uitat la Kaguya Sama Love is Urgent de unde vine și skin-ul cu Chica, de asta este Chica, vă vezi, este foarte, foarte fire și dacă vreți o recomandare de anime, nu uitați să veniți la mine pentru că eu am cele mai șmeche de recomandări, dar da vă vezi, gen, frate, -a, mi s-a părut atât de mișto anime, că mai am un episod sau ceva de genul din primul sezon și să apară sezonul 3 anul ăsta, cred, pentru că Corona Times, în tipul ăsta, nu mă vede, sunt invizibil pentru el. Ceea ce este un lucru bun. Suntem fucking ninja în Minecraft și putem să luăm ultimul chest. Oh, oh, oh. Mamă, frate, deci se ascundeau itemele în ultimul chest. nu, no, deci mi-am mutat pe detedări, deci din păcate nu mai avem butonul. Gen, efectiv, nu mai am... Okay. E, na, na. Ok. Îți plantăm un pom, pentru că mi-e-mi place să promovezi natura și să nu fie gen foarte multă poluare în zonă și dacă aș avea cumva să încraftez de fapt sunt niște diamante aici dar nu știu exact va, nici n-am pickaxe nu cred că vom putea face o misiune de stealth să luăm diamantele mamă cum am unecat cât de vai dar da, vezi, după cum ziceam, gen, eu știu că am mai avut skin ăsta mai de mult și gen, eu citisem manga gen am acasă tot manga gen până la volumul 14 mi se pare și am zis să mă apuci de anime pentru că l aveam în calculator și nu mai aveam, gen, ăsta o să fie, gen, efectiv ăsta a fost motivul, l aveam în calculator aici și am zis, gen, bă, mi-e urât să șterg, că, na, și am zis să mă uit la el ca să mai eliberez din spațiu și, da, worth it, ce pot să spun. Și tipul ăsta nu știu exact ce face, gen, what the fuck are you doing? Și jucăm voi cu fucking, nu cu fucking, jucăm cu Shunpack, dar nu vreau, să, nu, vreau să vă arăt că sigur o să mă omoare ăștia cât timp mi se încarcă folderul cu texturi foarte încet. What the fuck are you doing? Gen, care este scopul tău în viață? Și eu nici n-am un pic, uh, pickaxe, deci uh, îți merge treaba. Bă, bune, tu nu e knockback. Așa, frate, așa se ia knockback. Bine că ai învățat. Și mi clean up. Mă rog, nu știu ce clean-up, mă rog, el a încercat să-l ia clean-up, dar nici nu-și dădea seama că avea strength și, da, nu avea sens faptul cu mic clean-up, avem săbiuța asta, dar aparent sabia asta e, mai, e, mult mai bună. Wow! Deci, bă, bă, o să ne... Deci, tipa asta, mă rog, tipul ăsta cu skin de fată, probabil, are level 2, probabil este gen, a, a, a reușit să intre în match cumva, ne-o găsi cumva busola, gen, cred că este o singură chestie pe care trebuie să o fac, în ca să, fiu, să fie totul cum trebuie, nu se iau refirul, nu asta, va trebui să... Ok. Și-ar nu Va trebui să facem un. Sharpness 2 fire aspectul, nu? Cine, efectiv avem o. Ii! Așa. Cine, efectiv avem o sabie mai bună decât majoritatea săbilor de pe Insane Mode. Cine, ok, asta era neapărat să fac. Și acum acum putem să mergem pe acest jucător, pe Basiarec, un nume foarte minunat, ce pot să spun. Dar da, uite, cam asta a fost astea au fost activități, astea au fost clipele mele, nici eu nu știu cum aș putea să zic și rank nu o să jucăm pentru că este gen prima zi și prima zi, mă rog, primele zile și e foarte chiom ul în primele zile, așa că vom lua o pauză. Și a minat sabia. Și a minat diamantele și a făcut o sabie de, de, diamant. Oh, ce șmecherie pe felie. Și băieți, mi-am dat și microfonul un pic mai încet, că am observat că se aude gen tastatura și mouse. Se aude prea tare, se aude și băzit. Și nu e ok. Așa că am zis să-l dau un pic mai încet și gen nu știu exact cât de tare, cât de încet ar trebui, pentru că nimeni nu zice și oriunde cauți, gen fiecare om are răspunsul lui diferit, gen cât de tare ar trebui să fie microfonul pe OBS. Voi scrie în momentul ăsta suntem undeva pe galben, nu știu, cred că pe galben e cel mai bine. Gen, nici, da, să nu dea nici pe verde, dar pe roșu poate un pic să dea, o să-mi dai cu bulgări. De ce nu dă nimeni cu... Ok, e un lucru bun de fapt, ar trebui să mă plâng, dar Okay, o să vină toată lumea, așa că va trebui să fim efectiv primi la mid și să luăm efectiv 3 mix pe ăla. Dacă făceam chestia astea, frate, cât timp era pe Hypixel triple uh, XP weekend pentru 3 luni sau cât timp a fost triple XP weekend, că era carantină și să stea lumea în casă, când era atunci foarte important să stai în casă. A, da, chiar bubeți, că a apărut ceva vaccin, deci nu știu exact care e faza. Mie că că 60% din România e anti-vax și vaccinele provoacă autism și chestii de genul și... Bă, ți era sigur că se numește chestia asta. Gen, frate, eu gen, știți că eu știu că corona e, gen, că știu, că zic că corona e un fel de hoax, dar vă vaccinul pare destul de legit, bă, gen, ăla chiar pare destul de legit. În fine, copiii nu cred că o să se vaccineze pe la curând, pentru că trebuie să se vaccineze gen doctorii și profesorii. Cred. Bătrânii nu cred. Mă rog, în fine, nici nu știu dacă, dacă au venit, mi se pare că aici, gen, în orașul ăsta, gen, de lângă sat, în care stau la munte, uh, Deja au fost mostrii vaccini, că o primi România, am văzut pe nu știu ce site, că au primit 150.000 de vaccinuri și s-au vaccinat 13.000 de oameni, gen lumea nu prea vrea, mă rog, uh, trebuie să ne întoarcem pe insula să căutăm o sabie ce începem să facem și nici nu avem pike să minăm ceva, uite tu pari că ai niște iteme promisătoare aici, perfect, și blocuri dacă ai mai avea Na, nu, nu mai, uh. Dar avem toporul ăsta de fapt și sunt lemne aici, ceea ce este foarte trist cum am ajuns să luăm lemne și pe aia să le prelucrăm, dar are nimic ca eu am nevoie de blocuri și o să le obțin prin ce modalitate pot ce ar trebui, no, eu l-am lăsat pe tipul ăsta să, să puteam să-i dau clean up, dar am, am zis eu așa să-l las să se stacheze, am zis eu că eu sunt un om bun și vreau să-l las efectiv să avem fair fight aici. Cred că mai e un chest pe care îl putem lua, sper să nu-mi dea low disk space, deci asta e fucking probleme aici, mie că o să aduc cumva un hard de 500, să mai poate. Nu e sus, nu? Nu, no, nu, no, nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Chitipul ăsta nu este nicăieri. Că o să putem să mergem aici, gen, fără niciun stres, că avem perla asta și, bineînțeles, cu reflexele mele. ne dăm, facem un, un și am dat-o. Dar, la uh, nu prea mai ai despre ce să vorbesc. Gen, o să încerc să pun, bineînțeles, niște muzică chill pe clip, ca să fie un pic mai interesant. Și cam asta a fost. Mă gândeam, frate, să editez textura asta pentru că... A, după cum ziceam, asta este Shantpack V4, Stimp aparent. Mă gândeam să editez textura asta, să-i pun un cer care nu e alb jos, să-i schimb particulele și să-i... Uh, da. Bine, cumva trebuie să lași un pe tipul ăsta să vină pe noi. Ce n-am băgat gap ăsta cam prost, pentru că oricum el o să dea cu arcul și ce nu neagă absorption sau, sau nu. El construiește cu blocuri invizibile care îți fac glass. Ha. Da. Uh -huh. yeah. Da. Uh -huh. yeah. Chiar știi să joci, chiar știi să joci, chiar ai talent, la... ești născut Minecrafter. <laughs> ok, băieți. O să mai băgăm încă un meci și cred că asta o să fie episodul. Nu vreau nici o să am cel mai lung episod, dar da, probabil de acum o să vedeți mult mai multe rașuri cu ecologist pentru că este foarte gen... Mi se pare că ăsta este cel mai bun test pe care poți... Gen, tu ai 10 testuri pe care poți să le faci în fiecare zi și poți face gen oricare 10 testuri, numai ca maxim 10. Din 5 pe Duels, 5 pe Skywars, 7 pe Duels, 3 pe Skywardz, nu poți să faci numai 10, da. da am uitat să dau Rush, asta, asta cred că o să fie problema numărul 1. Nu știu, m-am zis jucători de Bedwars de azi. Și tot am reușit să fim primi chiar dacă am uitat să dăm Rush. Și avem și chest play și mai este un chest aici pe care o să vreau să-l iau. Perla, perfect. Da, ne-am cansat ca și, what, l-am urât și pe tipul ăla aparent, Bine, dacă i-am putea da un hit de strength tipul ăsta, nu, no, el e fucking go. Ok. Uh, cum îl batem? Și <laughs> asta este problema principală. Nu, no, pe mine, nu. Mamă. Bine, frate, bine, frate. Îmi pare rău, că am făcut ca un retardat. Ce nu știu facem așa moment în care fac ca un retardat fără niciun rost. De fapt, avem un knockback 2, ceea ce poate să rezulte în victoria mea dar vreau să mă duc să enchantez abia asta și sunt 90 asta sigur că e un enchantment table aici sus. Bine că am luat itemele tipului ăla și acum suntem, de fapt nu suntem de puternici, nici gen, avem fucking patru armor baruri. <gângh> dar nu aveam pantaloni, de-aia aveam mai de puține. Nu știu exact ce am încercat să fac. Albert Albert în Minecraft. Am și intrat în propriu foc, sau nici eu nu știu dacă l-am pus eu, în fine. Și suntem noi versus steve ăsta dubios, gen, hai să vedem, de ce, de ce este capabil steve ăsta Wow. Mi-a închis astea. What? Oh my god, steve ăsta este fucking god. O să trebuiască să fugim să băgăm gheapă că eu nu, deci eu nu pot să mă luc cu Steve-ul ăsta, deci trebuie neapărat să băgăm gheapă What? What the fuck? ce cu steve ăsta? Nu știu dacă ce cu el. Era cam chiomb. În fine, bă -veți, cam asta a fost episodul de Skyros, dacă pot și eu să folosesc asta statura. Tipul ăsta este, deci ăsta este un cap pog, deci efectiv ăsta este... My Little Pork ce bă, băieți. Deci, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost azi și vom reveni în forță, băieți. Când o să ajung acasă, efectiv, o să încep să spamez clipuri. Ce asta este planul meu. Dar, da, lume. Eu am fost azi Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și noi vom vedea la, la viitoare. Salut! Fac și am mi salut.